în primul rând, Dan Șucu, patronul Rapidului, lămurește oficial situația lui Emers. Da? Și nu doar lui Emers, mai este un fotbalist despre care anunță în premieră că va juca în continuare și la, că va juca în continuare la Rapid. Haideți să vedem ce spune Dan Șucu despre Emers și despre pe declarații oficiale ale patronului Rapidist. Situația lui Emers este foarte, foarte simplă, spune Dan Șucu. Emers este un jucător extrem de important pentru Rapid, a avut o accidentare delicată care în mod normal la un om care nu face sport de performanță s-ar fi rezolvat, s-ar fi vindecat mult mai repede. Fiind vorba însă despre un fotbalist, accidentarea la cel deget a fost una mai delicată, mai complicată, iar recuperarea a mers mult mai greu. Emers se află în Belgia, unde este, unde este supus unui tratament și unor exerciții specifice, și din ce am înțeles, la sfârșit sfârșitul lui februarie o să putem beneficia de serviciile lui. Nu se pune problema ca Emer să plece de la Rapid. Este unul dintre jucătorii care ne plac foarte mult și vreau să vă anunț oficial că vom activa clauza de prelungire automată a contractului. În vară lui Emer se expiră contractul și vom prelungi cu încă un an pentru că avem această opțiune de prelungire, anunță Dan Șucu. Va sta în continuare cu noi. Uh, Emers va sta în continuare cu noi și ne va ajuta să ne întreprindem obiectivele, fiindcă este unul dintre jucătorii de mare viitor ai uh, rapidului. Și continuă dan Şucu. La fel în ceea ce îl privește pe papo, pot să vă anunț că și la el vom proceda la fel. În vară expiră contractul, dar avem această clauză de opțiune de prelungire pentru încă un an pe care am decis să o activăm. Deci pot să-i anunț pe fanii giuleșteni că doi dintre jucătorii exponențiali care ne încântă și ne-au încântat până acum vor rămâne în continuare la rapid și pe mai departe. Deci din vară și Emer și Papo vor mai fi un an în Giulești și sperăm să ne bucurăm cu toții de obiective și de ce nu de titlul de campioni. Deci și Papo și Emer, eu zic că eu... Schimbare, eu zic... schimbare majoră, pentru că în anii trecuți când erau jucători de genul ăsta, se antrenau singuri. Da. <laughs>